Mărit să fie Domnul! A Lui, a Lui sunt toate. Și prezența Lui în această dimineață ne-o încununa cu o stare bună, slăvit să fie Domnul. Aș dori să stăm în picioare câteva momente citind din cartea Romani, capitolul 12, versetul 9, câteva versete. Cuvântul Domnului spune așa: dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără precet, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoi. Fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin. Mulțumesc, reocupați locurile. Mă bucur într-un mod deosebit că în această dimineață putem să ne bucurăm împreună, să stăm în prezența Domnului și am impresia că nu mai sunt locuri. Dar uite, aici este, primul rând este gol și dacă mai este cineva care stă în picioare, are loc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur într-un mod deosebit de corul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Dumnezeu să vă folosească. Îmi place. Eu îl simt pe Domnul. Atunci când cântați, eu îl simt pe Domnul. De fapt, mi-mi place foarte mult și fanfara. Acum nu că vreau să vă, așa, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă dea Domnul har și să vă dea Domnul ungere în slujire. Amin. Slăviți să fie Domnul. Fraților, în această dimineață vrem să atingem iar un punct puțin mai spinos. Data trecută, când am fost ultima dată, am vorbit tot din același text, am vorbit cum acționează un blestem. Cum acționează un blestem. Acum am observat pe paginile Sfintei Scripturi că persoanele care se implică în vrăjitorie, în lumea ocultă, oamenii aceștia, într-un mod direct, se implică sub un blestem și diavolul are acces. În dimineața aceasta m-am uitat peste Levitic, capitolul 19, versetul 28. Este o problemă a generației în care trăim. Zice Levitic, capitolul 19, versetul 28. Să nu-ți faci tăieturi. Sunt foarte mulți care ei se simt foarte bine când iau lama sau cuțitul și începe să tai ba mâna, ba piciorul, ba, ei se simte bine când curge sânge. Acolo este o implicație demonică, acolo Satan acționează și vrea să distrugă ființa umană. Însă Dumnezeu vrea viața, Satan vrea moartea. Între viață și moarte este voința mea. Omul alege sub ce vrea să-și continue viața, sub binecuvântare sau sub blestem. S-a fost citit în dimineața aceasta în cartea Matei 15, versetul 22. Fata mea este muncită rău de un drac. Prezența demonilor caută să-i inducă în subconștientul omului. N-are rost să mai trăiești. Pe asta-i viață? Asta-i viață? Termină pumnul de medicamente, este sursa tuturor problemelor. Nu uita. Gândește-te la ultimul cuvânt din lumea aceasta și care va fi primul cuvânt pe care îl vei rosti atunci când vei deschide ochii în lumea cealaltă. Moartea este o realitate, iadul este o realitate, dar vreau să vă spun o veste bună, cerul este o realitate.
cu moarte este o realitate, adormirea în Hristos este o realitate. Cum apusul este o realitate, răsăritul este o realitate. Lucruri pe care n-ai cum să le negi. În Fapte, capitolul 16, Pavel și Sila au început să cânte. Dintr-o dată au intrat supranaturalul pe rol. A început Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu a început să vibreze clădirea. Legăturile au căzut, oamenii au fost liberi. S-a luat curentul. Dintr-o dată Pavel privește prin... zici că avea infla roșu. Și a început să strige. Nu-ți fă niciun rău, căci toți suntem aici. Aceeași expresie vreau să o repet în dimineața aceasta. Nu-ți fă nici un rău, căci toți suntem aici și vrem să ne rugăm pentru dumneata. Domnul să aducă izbăvire, slăvit să fie Domnul. Acum mulți se tem. Zice, frate, mi-e așa de teamă, mi-e frică că mor. Ascultă-mă, îți spun o veste bună. Satan nu poate să facă decât numai ce este permis de Dumnezeu. Mi-aduc aminte în cartea Matei, capitolul 17, versetul 15, Iisus Hristos coboară de pe muntele schimbării la față în Valea Demonilor. Era un om care avea un copil lunatic. L-a dus la ucenici și nu a putut să facă nimic. Însă Domnul Iisus Hristos vine și stă de vorbă cu tatăl acestui copil. Zice, pentru ce vă întrebați cu ucenicii? Versetul 15. Doamne, ai milă de fiul meu. Când la pucă duhurile de necurate, îl trântește, când în foc, când în apă, gata să-l nimicească. Ei, întrebarea este, pe care vreau să o lansez în dimineața aceasta, dacă diavolul este superior, de ce nu poate să, de ce nu a putut să curme firul vieții acestui copil? Cine are ultimul cuvânt în lumea aceasta? Dumnezeu. Dacă ai păcătuit, dacă ai greșit, dacă ai intrat în practici oculte, dacă mintea ți este aglomerată și ți este luată în asalt de gânduri, de stări de depresie, stări de halucinații, prin pe fundul stărilor de închipuire, vreau să spun o veste bună. Iisus Hristos vrea să te elibereze mai mult decât dumneata îți dorești lucrul acesta. Slăviți să fie Domnul! Însă, data trecută, prin harul Domnului, s-a vorbit despre cum acționează blestemul. Știți care este ultimul cuvânt din Vechiul Testament? Mulțumesc! Mulțumesc! Apreciez, frate! Blestem! Blestem. Ăsta este finalul Vechiului Testament. Însă începutul Noului Testament zice că El va aduce lumină. Va scoate din întuneric, de sub blestem, va smulge, va scoate pe mulți care vor accepta să fie eliberați. În Matei, capitolul 4, este o expresie pe care evanghelistul o subliniază aici. Spune așa, în versetul 15, versetul 15, Matei 4 cu 15, țara lui Zabulon și țara lui Neftali înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, versetul 16. Norodul acesta care zecea în întuneric a văzut o mare lumină. Peste cei ce zeceau în ținutul și în umbra morții a răsărit. Ăsta este un nou început. Să vină Dumnezeu și să lase lumină. Amin. Să elibereze complet duhul minții a fiecăruia dintre noi. Odată mintea schimbată, un trup liber, descătușat, despovărat. Și așa cum spune Psalmul 40, versetul 3. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Domnul să facă ca momentul eliberării să fie simțit și să fie vizibil. Amin. Slăviți să fie Domnul. Fraților, în această dimineață, prin harul Domnului vreau să
abordez a doua parte. Versetul 14. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Data trecută am vorbit despre cum acționează blestemul. În dimineața aceasta vreau să vorbesc cum acționează binecuvântarea. Eu vreau să pun mâna pe ea. Ce trebuie să fac? Care sunt criteriile după care Dumnezeu binecuvintează o persoană? Unii spun, zice, oh, frate, dacă dai foarte multă milostenie, Dumnezeu te binecuvintează. Cunosc oameni care nici nu cunosc pe Dumnezeu. Dă foarte mult, foarte mult. Dă în stânga, dă în dreapta. Deci poți să-ți dai toată averea. 1 Corinteni, capitolul 13. Dacă n-ai dragoste care este Dumnezeu, nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, nu-ți folosește la nimic. Ce trebuie să fac să fiu binecuvântat? Sau care sunt porțile prin care Dumnezeu lasă binecuvântare peste un om? Prima poartă este pespiță de neam. Geneza, capitolul 12, versetul 2 și versetul 3, Dumnezeu, prin harul lui, oferă 4 făgăduințe lui Avram. 4 făgăduințe. Geneza, capitolul 12, versetul 2. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Prima făgăduință, te voi binecuvânta. A doua făgăduință. Vei fi tu o binecuvântare. Tu vei fi o binecuvântare. Apoi, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Apoi, a patra făgăduință, toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în tine. 4 făgăduințe. Dar cum de-o ajuns Avram să intre în făgăduințele acestea, în binecuvântarea aceasta? Avram, vreau să-și cer ceva. Pe Sara, ia-o. Agar, ia ta. Nu. Cămilele toate sale tale. N-am nevoie de cămilele tale. Dumnezeu privește exact spre punctul unde era ancorată inima lui Avram. Avram, vreau ceea ce îți este cel mai drag. Doamne! Cum aș putea să-l dau? Deci, Avrame, vrei să fii binecuvântat? Vreau să-mi dai ceea ce ai cel mai scump. Deci, Doamne, ți-l dau ție. Ca să fii binecuvântat, Dumnezeu îți cere lucrul care ți este legat inima. Ești gata să dai? Ești gata să dai? Noi zicem da, dar noi nu renunțăm la un telefon. Știm că ne dezbracă de putere, toată ziua suntem numai pe el. Vizionări, filme, divertismente, dar într-una. Și în adunare ne verificăm adresele Facebook, Instagram, TikTok, alții se delectează în timpul slujbei, nu e nicio problemă. Însă Dumnezeu zice, dacă vrei să fii binecuvântat, renunță la tot pentru Dumnezeu. Acum, în cartea Geneza, capitolul 27, versetul 29, Isaac se apropie de Iacov. Spune așa, să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestema să fie oricine te va blestema și binecuvânta să fie oricine te va binecuvânta. Acum, în cartea numărul 24, versetul 9, undeva de pe un pisc de multe, Balaam vede o vedenie și spune așa. Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestema să fie oricine te va blestema. În momentul când rostești o binecuvântare, nu uita, binecuvântarea aceea se prinde. Credeți? Facem un experiment. Pentru un minut, vă rog,
întoarceți-vă în spate, în față, stânga și dreapta și rostiți o binecuvântare în dreptul celor din jurul dumneavoastră și dați o mână cu ei. Haideți să experimentăm. Vai ce deranjat e iadul acum! Vai ce deranjat e iadul acum! Dumnezeu să te binecuvânteze! Știți ce s-a întâmplat acum? Voi binecuvânta pe cel ce te va binecuvânta. Eu am rostit o binecuvântare. Binecuvântarea aceea se va întoarce și peste mine. Voi binecuvânta pe cel ce te va binecuvânta. Tu pe ce ai binecuvântat pe cel de lângă tine? Nu uita. Și tu vei rămâne sub binecuvântare. Pentru că Dumnezeu, fratelui de lângă dumneata, a rostit promisiunea aceasta. Și cuvântul Domnului este infailibil, este adevăr absolut. Noi avem cuvinte, El are un cuvânt absolut. Noi vorbe, El cuvânt, slăvit să fie Domnul. În cartea Psalmilor sub numărul 37, Psalmul 37, versetul 26, acolo unde Dumnezeu acționează, se întâmplă ceva. Și El totdeauna este milos și dă cu împrumut. Atenție acum! Cum acționează binecuvântarea? Și urmașii Lui sunt cum? Binecuvântați. Eu provin din Agnita. În Agnita, soția prezbiterului, sora Anița, avea un frate care nu era întors la Domnul. Vă rog să mă iertați, eu vreau să vă spun un adevăr experimentat. Omul acesta avea o afacere. Aducea totdeauna partea Domnului la adunare. Totdeauna! Să nu vă spun ce bine mergea la acest om. Dumnezeu poate să-ți răsplătească aici. Bonusul este veșnicia. În cartea, tot în Psalm, sub numărul 41, versetul 1, 2, 3 și 4, spune așa: ferice de cel ce îngrijește de sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Versetul 3. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurează durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta. Cel ce îngrijește de un sărac, Domnul lasă cel puțin 8 binecuvântări peste el. Cine greșește de sărac și de văduvă. Domnul să ne ajute să fim niște oameni care să putem să fim ca unii care transmit binecuvântarea. Amin? Cartea Proverbe, capitolul 20, versetul 7. Poate este cineva care se supără pe mine. Frate, ce ne tot sufoci atâtea cu versete? Păi eu vă spun de ce. Sunt mai multe predici pe care frații le-au pus și unii tot comentează. Dar dacă tai chitanță la tot ce spui, contează, un verset contează mai mult decât trei experiențe. Frate, ce vorbești, e scris. Stai sub cuvânt că n-are cine, nici păstorii, nici comitetul, nici fiile alea, n-au ce să face. Că e cuvântul în față, slăvit să fie Domnul. Cel neprihănit umblă neprihănirea lui. Atenție acum! Ferice de copiii lui după el. Un tată temător de Dumnezeu, un tată care totdeauna vine la adunare, un tată care totdeauna lasă lucru, vine la adunare, motivează familia, totdeauna copiii aceia vor umbla în teamă de Dumnezeu. Geneza 35, versetul 1, 2 și 3. Iacov a zis tuturor celor din casa lui, veniți să ne suim, să ne... Nu, zic, duceți-vă voi că vă ajung eu din urmă. Să eu stau acasă, în fața tabletei, eu urmăresc toată slujba de acasă. Slujbele de acasă pot să fie urmărite doar de o singură categorie de oameni. Oameni care nu se pot deplasa.
Noi nu promovăm problema aceasta. Rămâneți acasă că nu e nicio problemă. Pentru că părtășia cu biserica are valoare, slăvit să fie Domnul. A doua poartă prin care intră o binecuvântare. Atunci când copilul este în pântecele mamei, se pot transmite niște binecuvântări extraordinar de mari și de puternice. Câteva exemple vrem să le dăm. Cartea Deuteronom 28, versetul 4. Acum vreau să vă pun o întrebare. Biserică de la Speranța, credeți că copiii sunt o binecuvântare? Doamne, mai dă-i la cei care nu au deloc. Te-ai gândit și să-i răstorn pe la mine, în familie, chiar pe toți? Noi avem câteva familii foarte numeroase la noi în adunare. Avem o familie de vreo, cred că au vreo 13 copii și au vreo 33 de ani, fratele. O familie extraordinară. 7, 8, 9 copii, 12 copii, 16 copii, 14 copii, 15 copii. Unii spun, frate, dar cum de sunteți biserici așa de mari în Bucovina? Pentru că noi am înțeles și am experimentat lucrul acesta. Acum, cel care are 10 copii n-are dreptul să judece pe cel care are 2. Eu am numai 3 copii și vreau să spun că sunt curat înaintea Domnului și eu și soția mea. Dumnezeu hotărăște câți copii să ai în familie. Dacă tulba de săgeți are 4 locuri pentru 4 săgeți, 4 copii va veni în familia dumneavoastră. Dacă este un singur loc pentru o singură săgeată, un singur copil, slăviți să fie Domnul. Doamne, lucrează. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Care-i condiția? Versetul 1. Dă-mi, te rog, versetul 1. Deuteronom 28, versetul 1. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului, cui? Tău! Adică după ce eu am o relație cu Dumnezeu, l-am acceptat ca Domn și Mântuitor în viața mea, caut să se realizeze nașterea din nou în viața mea. Biblia spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Apoi, Dumnezeu mă botează cu Duhul Sfânt, umblu în părtășie cu Domnul. Toate lucrurile, în toate compartimentele, Dumnezeu lasă binecuvântare, mărit să fie Domnul. 1 Petru 3, versetul 9. 1 Petru 3, versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă. Ieși-le înainte, dă-le, rupe-le picioarele, așa trebuie. Și știi că nu ți-o da salarul patronul. Ce rostești? Ce rostești? Mai ales știi că te-o și amenințat. Dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați să moșteniți ce? Binecuvântare. Atunci când ești nedreptățit de patron, de oricine altcineva, ascultă-mă, rostește binecuvântare peste omul acela. Omul acela va putea să iasă de sub o influență demonică și să intre în prezența lui Dumnezeu. Niciodată răutatea nu poate să fie înfrântă prin răutate, niciodată. Binecuvântați că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Ești moștenitor al binecuvântării, măriți să fie Domnul. Te întreb, ce rostești? Ce rostești cu privire la patron? S-a dat un semnal, intră doi. Mergeți la Iope, căutați pe unul care se numește Simon. Zici și Petru. Și aduceți-l la mine. Dar șeful, dar ce s-a întâmplat? Mi s-a arătat un înger al Domnului și mi-a zis că omul acesta deține cuvinte ce aduc viață. Mergeți și căutați-l. Culmea este, ajunge în fața unei case. Simon tăbăcarul. Zice, aici este Petru, zici și Simon, Chifa. Da! Atenție cum începe dialogul. Spune așa.
Corneliu, om temător de Dumnezeu, pe când se ruga, extraordinar. Acum aveau și ăștia prilejul, momentul să zică, vai, avem un șef, vai de viața lui. Auzi, noi am venit la tine, dacă vrei, vii, dacă nu, nu. Ce frumos o vorbi despre șeful. Te întreb, dumneata, cum vorbești despre patronul dumitale, despre păstor, despre șeful de echipă? Biblia spune, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați să moșteniți ce? Binecuvântarea. Slăviți să fie Domnul. Acum Dumnezeu vrea să binecuvinteze, mai ales când copilul este în pântecele mamei. O mamă binecuvântată înseamnă un făt binecuvântat. Luca 1, versetul 15. Luca 1, versetul 15. Vine cuvântul Domnului în prima scrisoare a lui Luca către Teofil și spune așa: căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Dă-mi, te rog, versetul 41, tot din Luca capitolul 1, versetul 41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. O mamă plină de Duhul Sfânt, o mamă care cântă, o mamă care se roagă în altă limbă, o mamă care cântă în altă limbă, o mamă care cântă, care vorbește pozitiv, gândește pozitiv, o mamă veselă, totdeauna va naște un copil după starea pe care o are mama. El se va umple din pântecele mamei lui. Dar cum se transmite? Prin cordon umbilical. Asistăm la niște scene groaznice. Am stat de vorbă nu de mult cu o mamă și am zis, soră, vă văd atât de amărâtă. Zice, frate, băiatul meu vrea să se sinucidă. Când am stat de vorbă cu băiatul acesta, zice, n-are rost pentru ce să mai trăiesc. Am zis, soră, da, când erai însărcinată, zice, frate, nu mi-am dorit, eram prea tânără, frate, prea tânără, am vrut să mai trăiesc viața. Puteam să mă duc și eu ca alte familii în stațiune, puteam să mă duc și eu la mare, frate. Odată ce m-am căsătorit, a început să vină copilul, el a fost primul copil, nu mi l-am dorit. Copilul acesta o simțit prin cordon umbilical, s-o transmis informația asupra fătului că nu este acceptat. Toată viața nu m-a pus omorât. Păi am întâlnit și un caz care... A doua zi avea examen, băiatul. Hai să vă spun și numele, e de la Câmpina. Unul din copiii fratelui Mitică. A doua zi avea examenul. El, am zis, nu ești stresat. Nu, frate. Dacă iau, dacă pic, nu e nicio problemă. Eu rămân liniștit, nu mă tulbur. Pentru ce să mă tulbur? Zâmbea, fața foarte, foarte senină, mușchii foarte relaxați. În momentul când ești însărcinată, soră dragă, rostește o binecuvântare peste copilul din pântecele dumitale. Nu de mult am fost în Udine și a fost o descoperire cu privire la un caz din biserică. M-am îndreptat spre prezbitul bisericii și am zis, am de la Dumnezeu un cuvânt, dar în plină adunare. La care fratele zice, care este cuvântul? Să facem o rugăciune pentru toate mamele care sunt însărcinate. Fratele, nici una, nici alta, s-au ridicat în picioare, toată biserica ne-am ridicat în picioare și am zis, toți bărbații, vă rog frumos să veniți în față, care aveți soțiile însărcinate. Am chemat toate surorile care au însărcinate, pe primul rând erau mai multe surori. Noi, toată biserica, au intrat în rugăciune și fiecare bărbat punea mâna pe pântecele soției. Și s-a rostit o binecuvântare. O coborât harul lui Dumnezeu peste întreaga adunare. Rostește o binecuvântare peste copilul pe care îl porți în pântece. Acum, poate spui, frate, dar nici nu știu cum să procedez. Psalmul 22, versetul 10. Psalmul 22, versetul 10. Spune așa.
Când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeu oricui meu. O mamă ce are o relație reală cu Domnul. O mamă care este însărcinată și în timpul liber nu merge pe divertismente, seriale, filme. Rămâne liniștită. Rămâne liniștită. Laudă pe Domnul, cântă. Dragul meu, de-abia am așteptat să vii acasă. Contează foarte mult ceea ce pronunți. Psalmul 58, versetul 3, spune că dacă o femeie are o minte stricată în urma lucrurilor care le-au vizionat, în relații care extraconjugale care este implicată de infidelitate, mintea când este stricată și totul este însărcinată, se întâmplă ceva. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. De ce? Pentru că mama era stricată. Se rătăcesc mincinoși, se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. O mamă bună, care gândește pozitiv, credincioasă, va naște un copil după cum este starea mamei. Foarte multe surori le-am sfătuit, surorilor. Nu vă învăț să jucați actorie, dar cel puțin 9 luni de zile zâmbiți, alergați, gândiți pozitiv, încurajați și pe alții. Fraților, haidem să le motivăm ca să poată să ajungă la stadiul acesta. Amin? Căci dacă nu, Biblia spune, zice, bărbaților, nu țineți necas pe nevestele voastre, ca să nu fie împiedicate rugăciunile. Păi o femeie, ca să nu-ți facă necaz, ajută-o. Ajută-o să nu-ți facă necaz. Și dacă ți-a făcut un necaz, nu bat jocurii. Nu-i spune, nu rosti nume de animale. Da, nu rosti. Unii au spus, băi, era atât de mânios, băi, ești vacă. Dar sora era mai deșteaptă oțelă. El era foarte, foarte, foarte firesc. Au zis, dar care este bărbatul la vacă? Păi un om, cred că, care e botezat cu Duhul Sfânt, nu cred că își permite să rostească cuvinte asupra soției, cuvinte de animale. Sau că tu ești îndrăcită. Sau dacă sora au avut un trecut zbuciumat și intră în căsătorie, bărbatul acelei femei n-are voie niciodată să poată să actualizeze trecutul acelei femei. Pentru că este în pericol ca copilul, ca fătul să fie afectat, să simtă neacceptarea de aceea. Îi nevoie să iertăm. Doi, îi nevoie să uităm lucrurile rele. Amin? Doamne ajută, Doamne dă izbăvire. Psalmul 71, versetul 6. Pe tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei. Pe tine te laud, fără încetare. Știi cum fătul se sprijinește pe Domnul când încă nu a văzut lumina? O mamă care totdeauna se sprijinește pe Domnul. Domnul vede, Domnul lucrează, Domnul mă va izbăvi. O femeie care are un mod de gândire pozitiv. Copilul acela când se va naște, va gândi pozitiv. Psalmul 139, versetul 13. Psalmul 139, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Dumnezeu și mama creează o viață binecuvântată. Dar în momentul când mama nu acceptă și rostește cuvinte care nu sunt bune, soră, ascultă-mă bine ce spun.
încordează-ți mușchii, vine vremea să plângi și să postești până te usuci de pe picioare. Cel puțin, elimină cât timp ești însărcinată, elimină să defaimi pe cineva. Elimină să gândești negativ și poate spui, frate, dar eu pot să-mi controlez gândurile. În momentul când simți că ești însărcinată, știi că ești însărcinată și simți că duhul minții este luat în asalt, cere ajutor soțului dumitale. Cere ajutor, lasă ca soțul dumitale să se roage. Poate spui, frate, nu-ți dai seama ce iese pe gură la soțul meu. Apelează la slujitorii bisericii să se roage pentru dumneata, să-ți lase Dumnezeu protecție peste duhul minții. Acum sunt unii care... În cartea Proverbe 18, versetul 6, zice, vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Păi nu îți înjura partenerul de viață, nu rosti cuvinte urâte, nici femeia la bărbat, nici bărbatul la femeie. Dar de data aceasta vorbim despre ceea ce poate să afecteze fătul. Însă cuvântul Domnului spune în cartea Luca, capitolul 11, versetul 27, pe când predica Mântuitorul. Luca 11, versetul 27. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din orod și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat. Adică, o femeie, Dumnezeu îi se descoperă Mariei, Maria acceptă pruncul cu bucurie, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele care le-ai supt. În așa un copil va crește bine. Domnul să dea o stare bună. Amin. Slăviți să fie Domnul. Apoi, fraților, a treia poartă prin care intră o binecuvântare în viața unui om, intră prin fapte săvârșite în timpul cât trăiește. Când vorbim de lucrurile acestea, prin evenimente, prin faptele care le faci, prin trăirea personală cu Dumnezeu, în momentul când te apropii de Dumnezeu și Dumnezeu te poate binecuvânta. După cum v-am spus data trecută, eu provin din o familie foarte destrămată, foarte destrămată. Blestemul a fost pe rol, cel puțin 4-5 blesteme, dar nu ușoare, ci foarte grele, foarte grele. În 1989, prima parte a anului, în adunare a intrat o femeie, venită de la Sibiu, o vind la Gnita, era prorociță. Și fratele Eugen m-a pus să mulțumesc Domnului pentru dimineața aceea. Strigă Duhul Sfânt prin femeia aceea. Zice, tânărule, vine vremea să te trimit departe de țara aceasta la poporul care cunoști limba. Pe mine m-a pălit râs. Cine se gândea atunci să plece, să părăsească România? Dumnezeu m-a binecuvântat în tocmai. În cartea Psalmilor, în Psalmul 24, versetul 5, este un verset foarte, foarte frumos. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii. Știi ce înseamnă binecuvântare? Să-ți dea Dumnezeu o stare după voia Lui. Să vii în adunare, să te simți liber, să de-abia aștept să ajungi acasă, zice, căci acasă este colț de rai. De-abia aștept să te duci la locul de muncă, de ce? Pentru că acolo există prezența lui Dumnezeu. Acum când vorbim despre lucrurile acestea, e foarte greu, foarte greu. Pentru că pe șantier deseori se rostesc cuvinte care... Pur și simplu, unii patroni prin stări, prin amenințări, prin presiuni, caută să motiveze pe angajat să rupă stilul, cum se zice în limbajul românesc,
să muncești până în caz în cap. Nu contează, domnule, pauză, auzi, încă mai muncim o țără, încă o țără, încă o țără. Și programul este până la 6 și dumneata stai până la ora 7-8. Pentru că au spus că ne dă afară. Rostește binecuvântare. Mi-aduc aminte în cartea Judecători, capitolul 17, versetul 1. Judecători 17, versetul 1. L-am mai amintit, îl mai amintesc încă o dată versetul acesta. Un băiat a furat de la mamă sa niște bani. Se trezește mamă sa a doua zi dimineață și a zis: blestemat să fie cel ce mi-a furat banii. Versetul 2 și versetul 3. Vine mica și spune: mamă, eu ți-am luat! Și femeia aceasta revocă blestemul. O spus: binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Când a fost ultima dată când ți-ai binecuvântat copiii? Fată, din tine nu iese nimic. Te împiedici pe loc drept. Mă, băiete, măsuri de 100 de ori, tai odată și atunci strâmb. Ești ca tatăl tău, ești ca bunicul tău. Din tine nu va ieși nimic. Exact așa se va întâmpla. Bă, băiete, du-te la învățat. Dacă nu, nu iei examenul. Serios. Rostește o binecuvântare peste copilul dumitale. Binecuvântarea trebuie să fie însoțită cu disciplină și educație. Niciodată nu-ți batjocori copiii, niciodată nu-i batjocori, niciodată să nu crezi că rostind cuvinte de blestem poți să aduci peste ei un spirit în care să-i întărâi să învețe. Vorbește pozitiv și Dumnezeu te va binecuvânta, slăvit să fie Domnul. Proverbe, capitolul 5, versetul 18. Aici este vorba cu privire la surori. Izvorul tău, titlul este Ferește de Preacurvie. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Soră, vreau să te provoc printr-o întrebare. Dumneata, ești o binecuvântare pentru soțul dumitale? Îl tragi în jos sau îl împingi spre inima lui Dumnezeu? De când dumneata te-ai căsătorit, soțul dumitale o crescut din punct de vedere duhovnicesc sau l-ai băgat la tăcere și l-ai condus spre faliment? Cineva mi-a spus, zice: frate, rogă-te pentru soțul meu. Dar ce s-a întâmplat? Frate, ce pocăit era înainte. Frate, ce se ruga înainte să mă căsătoresc cu el. Așa l-ai luat, da. Frate, postea câte 3 zile de jertfă necurmat, nu mânca nici seara. Și după ce m-am căsătorit, frate, nu mai vrea să vin la adunare. Îmi dau seama de activitatea dumitale în sânul familiei. Păi dacă l-ai luat un om temător de Dumnezeu, mă tot întreb, ce ai putut face în dreptul acestui bărbat de l-ai condus spre tăcere? O femeie înțeleaptă își va conduce bărbatul în prezența lui Dumnezeu. Acum, am fost undeva într-o biserică aici aproape, la Ușorhei. Și vorbisem despre relații. Vine un frate din America. Zice: le-ai nenorocit pe surori astăzi. Domnul se va judeca cu tine. Și am zis: frate, dar ce am zis? Ai dat numai pe surori. Dar Biblia spune în cartea Proverbelor, capitolul 31, o femeie înțeleaptă, o femeie înțeleaptă își schimbă complet fața familiei. Cartea Proverbelor vorbește foarte mult despre femeie. Surorile care au fete, care au băieți căsătoriți, zice: Doamne, vorbește prin fratele Gelu. Dar vorbesc, predic pentru dumneata, vorbesc în dimineața asta. Pentru dumneata. Dar surorile care au fete, Doamne, nu mai încheie odată fratele Gelu, sau să trec la următorul punct, numai pe... Te rog, ascultă-mă. Poartă-te cu soțul dumitale cum ai vrea ca să poarte soția copilului dumitale cu fiul dumitale. Așa să te porți. Vrei ca copilul dumitale să aibă o soție bună, ascultătoare, supusă, harnică, gospodină? Poartă-te și dumneata la fel.
Amin. Doamne ajută, Doamne dă izbăvirea. În cartea Genesei, capitolul 14, versetul 19, Biblia spune că Melisedec s-a apropiat de Avram. Melisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul celui preanalt, ziditorul cerului și a pământului. Nu uita, rostește binecuvântări. Nu știu dacă v-am spus data trecută, dacă am spus, poate o să mă repet. Era un frate care s-a întors la Domnul din lume. Culmea este că când s-a întors la Domnul, a început să citească Biblia. Când a început să citească Biblia și când a ajuns pe la Matei capitolul 26, 27, 28, s-a strânit o stare de ură pe evrei. Cum au putut evreii să-L omoare pe Iisus Hristos? Evreii trebuie omorâți toți. Și a intrat în subconștientul lui că jidanii trebuie eliminați. Omul acesta vine la adunare și plângea, îl iubea pe Domnul, dar ura pe evrei de numai. Strigă Duhul Sfânt cu privire la omul acesta: bărbatule, vreau să rup o legătură de blestem sub care a intrat. Doamne, care o fi aia? Doamne, mai am obiecte. Și-o verificat toate domeniile din viața lui și-o cerut iertare, numai nu putea să propășească. Și Duhul Sfânt într-una îi vorbea despre legătura aceea. Undeva pe un șantier, la o adunare, fratele acesta, pentru că era plin de râvnă, s-a dus și el o mână de ajutor. Ei, pe șantier, la pauză, o a dus mâncare un frate care a venit din Israel. S-a dus în excursie. Și a început să explice ce frumos e acolo și cum Domnul o binecuvânta pe evrei. Dar frate, i-o sărit țandra și la fratele ăsta: frate, termin-o, trebuie omorâți toți evreii. Fratele a zis: frate, dar cum poți să vorbești așa? Uite ce zice Biblia: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cine te va binecuvânta, Israele, va fi binecuvântat. Fratele o mai ținut puțin piept, de la un moment dat, când au văzut că începe să-i dovedească cu Scriptura, cine va binecuvânta națiunea lui Israel va fi binecuvântat, omul ăsta parcă s-o trezi ca dintr-un somn. Și-a spus: ce trebuie să fac? Rostește formula aceasta, chiar dacă nu simți nimic: binecuvântat să fie Israel și binecuvântat să fie toate triburile lui Iacov. Și omul ăsta a început să rostească binecuvântarea asta. Dintr-o dată l-a pălit un bocet, parcă a murit mama sa. O zis, simt o pace cum n-am simțit-o nici atunci când m-am predat. Dumnezeu l-a eliberat. În Volovăț am un prieten, Botnar Petrica. Băiatul acesta, m-am cunoscut cu el în Londra și a ajuns într-un faliment financiar. Nu mai avea de lucru. A zis: nevastă, nu avem ce face, ne facem bagajele, ăsta e semn de la Dumnezeu că trebuie să ne întoarcem în România. Pe când el se gândea la lucrul acesta, a citit Genesa 12, versetul 1, 2 și 3. Domnul a chemat pe Avram: vino și ieși. Voi binecuvânta pe cel ce te va binecuvânta. Omul acesta, băiatul acesta a crezut litera. Zice: nevastă, vezi că astăzi nu vin acasă. De dimineață s-a dus într-un cartier cu evrei. Unde vedea personal, mergea la ei. Dumnezeu, God bless you, Dumnezeu să te binecuvinteze. Era speriat. Stare de șoc. S-a uitat lung. Pe stradă, ca un om, mă înțelegi? S-a prins de făgăduința aceasta. Doamne, nu mai am bani. Doamne, nu mai am mâncare la copii. Trebuie să fac ceva. Doamne, pun la încercare cuvântul tău. Domnul să te binecuvinteze, Domn. Și un rabin l-a văzut, era undeva mai departe. Era cu barbă lungă, pălărie. Când se apropie de el, rostește, îl binecuvintează, fratele Petrica, îl binecuvintează, zice: oprește-te. Nu vrei să vii să lucrezi la mine pentru 3 zile? Cum să nu? No, fiindcă nu muncea de multă vreme, când s-a dus, i-a dat un picamăr foarte greu. Căști și-a pus muzică,
toată ziua la pe cameră. Evreul de după perdea să tot uita, muncește românul. Când a văzut că nu oprește pe cameră și doi și doi, l-a sunat pe unul, zice, am un român foarte, foarte, foarte harnic. L-a recomandat la altul, la altul, la altul, la altul. O zis fratele Petrică, frate Gelu, așa m-a binecuvântat Dumnezeu extraordinar. Binecuvintează când te duci acasă. Nu te pune la mâncare până nu vă binecuvântați unii pe alții și până nu cereți binecuvântarea peste familie. Slăviți să fie Domnul! Plecam din Suceava în Botoșani. Am ieșit la ocazie, nu aveam mașină, am ieșit la ocazie și pe când eram pe hol, am auzit o voce. Întoarce-te înapoi și roagă-te. M-am întors. Am intrat în cameră, nu am simțit cine știe ce. M-am pus cu spatele pe clanță și am zis, Doamne, rostesc binecuvântarea peste călătoria aceasta. Te rog, păzește-mă de cel rău. Ies la ocazie, vine un tir încărcat, 22 de tone de lemn. Am făcut cu mâna, erau mai mult la ocazie, când o oprit, mai sprintem, deschid ușa, pac, am fost în tir. Până s-o, alții erau cu bagaje. Pe drum, cum îți bun de gură aici, așa, eu nu pot să tac. Am început să-l sufoc pe omul ăsta. Am zis, Domnul Iisus te iubește. Zice, termină cu asta, vrei să mă sufoci tot drumul? Am zis, om al lui Dumnezeu, numai Dumnezeu m-a trimis să stau de vorbă cu dumneata. Dumnezeu pe dumneata vrea să te ierte și să te mântuiască. Tot a fost bine până când trebuia să-mi fie testat toată predica mea. La intrarea celor care poate ați fost, la intrarea în Botoșan dinspre Suceava, este o serpentină spre Baisa. De la un moment dat, omul ăsta a văzut în bord că a coborât atmosfera sub 7, presiunea sub 7 atmosfere. Nu mai avea frână. Omul s-a strigat, sari, sari, unde să sară? Ca și când zice, pune pasul peste... Ce să sar, frate, la viteza aia? De la un moment dat, am ajuns la o curbă. Urca o mașină care făcea piraterie. Ducea oameni dintr-o localitate în alta. Blița, noi viteza. Când a ajuns în curbă, dintr-o dată a început tirul să încetineze. Iară, pe loc, pe linie dreaptă, din nou tirul viteză. Tocmai în curbe încetina tirul, iar o lua viteză, iar încetina, iar o lua viteză. Când am ajuns jos, acolo era un peco, vis-a-vis de peco, este o fântână. Când a ajuns în fața fântânii, tirul s-a blocat acolo. Dumnezeu m-a izbăvit. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă spun încă o experiență. Eram undeva într-o casă și striga Duhul Sfânt cu privire la un bărbat. Zice, bărbatule, pregătește-te că vreau să te trimit într-o localitate. Dacă îmi vei sta la mână anul acesta, te voi binecuvânta cum nu te-am binecuvântat niciodată. Fratele avea fundația, avea temelia, avea beceau, dar atât. N-avea bani ca să o zidească. Un frate, un păstor din filială, l-a rugat pe fratele acesta, n-ai vrea să vii cu mine până undeva într-o localitate, la slujire, mâine dimineață. Și fratele zice, ba da, vin. Acolo, în localitate, păstorul a pus-o pe o soră să se roage, de la ora de rugăciune la ora de evangelizare. Strigă Duhul Sfânt așa, pentru femeia aceasta, prin fratele. Femeie, pentru că te lauzi cu cununa ta mare și răsplătire pe care puțin o au, iată nici cunună, nici răsplătire, nici drept de mântuire. Pentru că ai zis, nu vreau să iert. Femeia aceasta era într-o ură de moarte cu sora sa de corp și a spus și să mă duc în iad și tot nu te iert. Asta a fost duminică dimineața. Luni dimineața se întâmplă ceva. Soția acestui frate a condus copiii la școală. Când se întoarce, zice, dragul meu, repede, vino repede. Ce s-a întâmplat? O camionetă de frați la portă. Fratele trage repede peste pijama, le trage pantalonii, iese, zice, fraților, bine ați venit. Ce vă aduce? Zice, azi noapte patronul nostru a visat un vis.
să ne trimeată la dumneavoastră să vă zidim casa. De dimineață până seara casa a fost ridicată. Stai la îndemâna lui Dumnezeu. Frate, lucrează cu darul care Dumnezeu ți l-a dat. Prin a sluji, Dumnezeu va binecuvânta casa dumitale și familia dumitale. Umblu foarte mult în misiune. Era un frate așa mai dreapta, extremă. Vezi tu ce-ți ajunge copiii tăi. Eram undeva într-o misiune. La noi în adunare s-a făcut stăruință. Domnul a botezat copiii cu Duhul Sfânt, fără să fiu acolo. Când vei sluji, Dumnezeu îți va purta de grijă copiilor dumitale. Nu-i sufoca cu amenințări sau cu o grijă exagerată. Arată-le că ai încredere în ei. Mi-aduc aminte în cartea Rut 2, versetul 4. Rut 2, versetul 4. Aviz pentru toți patronii. Pentru toți patronii. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi. Și ei i-au răspuns: Domnul să te binecuvinteze. Știți care a fost al doilea om pe țară foarte, foarte bogat? Boaz. Când te duci pe șantier, nu îi spune: măi nemernicule, n-ai făcut toată ziua nimic. Nu, rostește o binecuvântare. Odată ce vei rosti o binecuvântare peste angajatul dumitale, Dumnezeu îi va da să aibă îndeletniciri, să aibă o mână binecuvântată, nu-l amenință, nu stoarce din el puterea. Rostește o binecuvântare. Boaz a zis: binecuvântați să fiți. Muncitorii au zis: binecuvântați să fie șeful. Poți să-ți binecuvintezi patronul? Doamne ajută, Doamne dă izbăvire. Rut 2, versetul 19. Rut 2, versetul 19. Biblia vorbește: soacra sa i-a zis: unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale: la cine muncise? Omul la care a muncit azi, a zis ea, se numește un om binecuvântat care își binecuvintează muncitorii. Domnul îi va da continuitate în viață, îi va da o soție înțeleaptă, îi va da copii echilibrați, cu o gândire morală. Dumnezeu va lăsa protecție peste familia patronului, dar numai acei care își binecuvintează muncitorii. Poate un patron zice: frate, dar cu privire la muncitori n-ai nimic. Ba da, binecuvântați să fie toți muncitorii care își binecuvintează șefii. Amin? Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Cum acționează binecuvântarea? Iov 42, versetul 10. Era un bărbat care nu a pierdut tot. Tot, tot, absolut tot. Domnul a spus: eu vreau să te binecuvintez, Iov. Dar numai cu o singură condiție. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început și apare o expresie: după. După ce s-a rugat Iov pentru cine? Pentru ăia care toată ziua au zis: așa trebuie, ți-a ieșit Dumnezeu înainte. Ai văzut, din cauza asta ai cancer. Din cauza asta ți s-a întâmplat în familie ce ți s-a întâmplat. S-a rugat pentru prietenii săi și Domnul a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Apropiindu-mă de încheiere, într-un mod telegrafic, a patra poartă prin care poate să intre o binecuvântare, prin obiecte. Prin obiecte. Poate este cineva, zice: frate, dar binecuvântarea este strict legat de un obiect? Da. 1 Corinteni 10, versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm noi, nu este el împărtășia cu trupul lui Hristos? Te întreb, dumneata, de când ai mai luat cina? Dumneata, vrei să fii binecuvântat? Te întreb, ai mai băut din paharul binecuvântat? Sau sfidezi cina Domnului? Poate spui: frate, poate de luni de zile n-am mai avut părtășie.
experimentează puterea binecuvântării apropiate de trupul și de sângele Domnului. Deuteronom 28, versetul 4 și versetul 5. Voi binecuvânta postava ta. Mai credem lucrul acesta? Ați experimentat că sunt case binecuvântate când ai intrat. Simți o pace și o liniște, o relaxare extraordinară. Dar sunt familii, sunt case, când ai intrat, simți că ai intrat în iad. Simți o presiune demonică, dar n-ai auzit nimic. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Doamne, binecuvintează toate casele. Amin? Slăviți să fie Domnul. Apoi Biblia spune în cartea 2 Samuel 6, versetul 12 și 13, când a dus chivotul înaintea lui Israel, Domnul a dat o mare izbăvire. Nu uita. Iubește lucrurile care pot să-ți aducă binecuvântare. Slăviți să fie Domnul. Ultima poartă pe care vreau să o amintesc este binecuvântare peste ținuturi. Cartea Genesa, capitolul 26, versetul 3. 26, versetul 3, Genesa. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ține legământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avram. Adică ce înseamnă un ținut binecuvântat? Odată ce vei intra într-o casă, casa aceea va fi binecuvântată. Dacă te vei muta într-o localitate unde nu sunt pocăiți și prin apropiere de Domnul, prin trăirea cu Domnul, printr-o relație reală cu Domnul, localitatea aceea va fi binecuvântată. Slăviți să fie Domnul! Exod 9, versetul 26. Exod 9, versetul 26. Sunt foarte multe texte. Numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, ne-au bătut piatra. Psalmul 147, versetul 14. 147, versetul 14. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. Aș dori într-un mod deosebit în această rugăciune. Vreau să facem o rugăciune. Sunteți de acord? Vă invit să ne ridicăm în picioare. În rugăciunea aceasta rostește câteva lucruri. 1. Rostește toți membrii familiei dumitale, rostind o binecuvântare. Doamne, rostesc o binecuvântare peste soția mea. Binecuvintează modul ei de a gândi, de a acționa. Ajută-o să fie o femeie harnică, gospodină. Apoi, binecuvântă-ți copiii. Îți mulțumesc de Rebecca, îți mulțumesc de Naomi, îți mulțumesc de copiii care mi-ai dat. Doamne, rostesc peste ei un duc de înțelepciune să vină și binecuvintez în numele lui Iisus Hristos. Amin? Apoi, binecuvântă-ți dușmanii. Adu-ți aminte de un frate care te-a săpat, care te-a vorbit de rău. Binecuvântă, rostește-i numele. Dar ai grijă cine e lângă dumneata. Rostește-i numele, chiar dacă spui în șoaptă. Doamne! Rostesc o binecuvântare peste fratele și peste sora. Amin? Slăviți să fie Domnul. Apoi, rostește și binecuvintează națiunea lui Israel. Binecuvintează corul bisericii. Binecuvintează orchestra. Fanfara, binecuvintează-i. Ori de câte ori va cânta, Dumnezeu te va cerceta. De ce? Pentru că i-ai binecuvântat în numele Domnului. Slăviți să fie Domnul. Am mai venit încă două bilete. Vă rog să vă rugați pentru micuța Amais. Anais. Care mâine va suferi o intervenție chirurgicală ca Domnul să dea biruință. Semnează sora Elvira și ne mulțumește în numele Domnului. Fratele Ghiță spune că vă rog să vă rugați pentru mama vitregă care este în Londra. Iolanda, așa. Care este greu bolnavă în spital și ne mulțumește. Ne rugăm și pentru cele două cazuri. Te rog din toată inima. În această dimineață va trebui să iei o decizie. Să-ți iei geaca, să pleci sau să rămâi și să rămâi sub binecuvântare. Te rog,
nu pleca până nu se zice cu harul și pacea Domnului. Rostește o binecuvântare. Poate te va urmări, rugăciunea aceasta te va urmări toată viața dumitale. Ridică mâinile, ridică capul, ridică-ți vocea și rostește binecuvântări. Și vei avea parte de binecuvântare. Amin. Să intrăm în rugăciune.